Aș vrea să citesc câteva versete din cartea lui Neemia, din Neemia, capitolul 13, de la versetul 1. Din respect pentru cuvântul Domnului, vă invit să ne ridicăm în picioare. Pagina 511, primele 9 versete. În vremea aceea s-a citit în fața poporului în cartea lui Moise și s-a găsit scris că Amonitul și Moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu. Pentru că nu veniseră înaintea copiilor lui Israel cu pâine și apă și pentru că tocmiseră împotriva lor cu preț de argint pe Balaam ca să-i blesteme. Dar Dumnezeul nostru a prefăcut blestemul în binecuvântare. Când au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străinii. Înainte de aceasta, preotul Eliashib, care era pus peste cămările casei Dumnezeului nostru și rudă cu Tobia, pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala din grâu, din mus și din unde lemn, părțile rânduite pentru leviți, cântăreți și ușieri și darurile ridicate pentru preoți. Eu, spune Neemia, nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împărat în al 32-lea an al lui Artaxerxe, împăratul Babilonului. La sfârșitul anului am căpătat de la împărat învoire să mă întorc la Ierusalim și am văzut răul pe care îl făcuse Eliashib, pregătind o cămară pentru Tobia în curțile casei lui Dumnezeu. Mi-a părut foarte rău și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit să se curețe odăile și am pus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu, daruri de mâncare și tămâia. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, în pasajul pe care l-am citit, în mod efectiv și literal, găsim și eu am să enumăr acești pași și am să-i explic în puține cuvinte, dar ei sunt foarte ușor de înțeles și de tradus practic în viețile noastre, 7 pași ai trezirii spirituale. Nu este o predică pe care prin care să umblăm în toată Scriptura să căutăm aceste puncte, aceste 9 versete ni le dau pe toate. Chiar pasajul acesta enunță acești 7 pași ai trezirii spirituale. Aplicându-i în viața noastră și chiar în viața bisericii, putem realiza o reformă spirituală de mari proporții și de mare însemnătate pentru noi. În vremea lui Neemia, de fapt, s-au produs 4 mari reforme. Prima, rezidirea zidurilor. În vremea lui Neemia, cetatea Ierusalimului era locuită, templul fusese reconstruit în timpul lui Zorobabel, însă cetatea nu avea ziduri. Era o cetate fără apărare. Era o cetate de batjocură. În vremea aceea nu exista un loc mai batjocorit de națiuni decât o cetate fără ziduri. Era pur și simplu o casă fără gard. Acum știu că, mai ales când am ajuns noi în America, primul lucru care ne-a șocat, ne-am uitat la o stradă întreagă și am spus, ăștia n-au gard, domne, la casă, n-au garduri. Noi când am avut o casă în România, tatăl meu a făcut un gard de 2 metri și din stâlpi de ciment masiv, pe urmă a pus plasă, niște panouri de plasă și s-a uitat și a spus se vede în curte, nu e bine. Și a mai pus și niște fâșii de tablă ca să nu se vadă nimic. Și în felul ăsta ne-am baricadat ca într-o cetate. Românul are conceptul acesta de gard, de să-i asigure protecție. Să știți că din punctul de vedere al antichității, conceptul acesta era unul foarte real. Putea să vină oricând o armată și să te înconjoare și să te nimicească pur și simplu. Și spune cuvântul Domnului că atunci când Neemia a auzit de starea jalnică a Ierusalimului, s-a întristat, a plâns, s-a rugat și a spus împăratului atunci când acesta l-a întrebat pentru ce ți-e fața poțomorâtă, Neemia, în vremea împăraților orientali antici, era o mare pacoste să te duci încruntat și supărat, să-l indispui pe rege. Se putea alege o asemenea situație cu măsuri dintre cele mai drastice. Scumpii mei,
Neemia a suferit pentru starea aceasta a poporului și s-a întors cu mandatul de a rezidi zidurile, lucru pe care l-a și făcut. Apoi, a doua reformă a lui Neemia a fost reinstituirea principiului zeciuielii. Nu se mai aduceau zeciuielile la templu. Și pentru că nu se aduceau zeciuielile la templu, pentru că leviții și preoții au ajuns să fie tratați ca cerșetorii poporului, ce fac ăștia? Stă acolo și cântă și predică și ce serviciu au ăștia? Oamenii săraci, atunci când nu le-ai mai dat de mâncare, au spus, nicio problemă, domnule, că nici noi nu suntem proști, putem și noi să ne ducem să ne deschidem un business, putem să ne ducem și noi să muncim, putem și noi să ne realizăm. Și știți ce au făcut leviții și preoții? Au plecat în producție. La templu n-a mai cântat nimeni, că omul după 8 ore, 10 ore de muncă n-a mai avut energie să vină și să cânte și să facă alte slujbe. Și asta a fost o reformă absolut esențială pentru templul din Ierusalim. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Neemia a reinstituit principiul zeciuielii, poporul a adus din nou zeciuielii, a fost bogăție la templu și slujbele templului au fost binecuvântate prin aceasta. Apoi, a treia reformă pe care a adus-o la îndeplinire Neemia este sfințirea sabatului. Știți ce se întâmplă în ziua sabatului? În ziua sabatului veneau comercianții. Ei, prima dată făceau comerț afară de zid. Și foarte mulți, hai să le zicem pocăiți între ghilimele, fugeau dincolo de zid să-și facă aprovizionarea în ziua sabatului, să facă negoț, să aibă un câștig. Comercianții, negustorii din afară au devenit din ce în ce mai curajoși, mai obraznici, au venit din ce în ce mai aproape și așa se întâmplă că în ziua sabatului, în loc să se ducă la închinare, la casa Domnului, ei se ocupau de toate aceste negoțuri, de vânzări, de cumpărări și așa mai departe. Și Neemia a făcut și această reformă. Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu că o altă reformă este îndepărtarea străinilor. Foarte mulți se căsătoriseră și introduseseră prin femei străine, prin relații cu străinii, păgânismul și idolatria în mijlocul poporului. Și Neemia a făcut și această reformă. Acum, printre cei care au legături de rudenie cu păgânii, este unul dintre preoți, preotul Eliashib, care se ocupa de administrarea cămărilor, ca și cum ar fi un administrator al încăperilor din casa lui Dumnezeu. Și spune Biblia, pentru că era rudă cu Tobia, dacă veți vedea la începutul cărții lui Neemia, Tobia este unul din dușmanii poporului Israel, i-a spus, uite, ai aici un birou, ai aici o încăpere. Și zice că i-a dat o cameră foarte mare și i-a dat exact camera unde se strângeau zeciuielile și dările de la templu pentru susținerea lucrării lui Dumnezeu de la templu. I-a dat o încăpere strategică. Acum, eu nu spun că din cauza lui Eliashib, că i-a dat cămara aceea lui Tobia, nu s-au mai adus zeciuiel, că e foarte posibil, poporul să fie renunțat de mult la acest principiu și Eliashib să fi zis, auzi, hai să ne uităm pe aici, pe între camerele astea, vedem unde găsim o cameră goală. A găsit-o pe asta, era mare, era suficientă, a zis, iau pe asta, că și așa nu-i folosită. Cert este că un păgân, un nelegiuit și un dușman al poporului sfânt avea o încăpere foarte mare unde își adusese catrafusele lui. O făcuse depozitul lui personal. Și acum, de la versetul 1 la versetul 9 din capitolul 13 sunt acei pași ai acestei mari reforme spirituale care, iată, nu se adresează doar la nivelul întregului popor, dar tratează și o problemă specifică. Pentru că, hai să fim corecți, frați și surori, sunt anumite lucruri generale ale credinței cu care se pare că stăm foarte bine. Avem o doctrină generală corectă, însă există anumite detalii în viața noastră cărora nu le mai dăm atenție. Și mă rog din toată inima ca în seara aceasta, această rețetă pentru reformă spirituală să o aplicăm vieții noastre și s-ar putea câteva lucruri mărunte să le observăm, să le corectăm, pentru că Biblia spune că vulpile mici strică viile în floare și puțin aluat dospește toată plămădeala. Și o singură cămară din templu a adus un adevărat blestem împotriva națiunii
Dumnezeu să fie mâniat să nu le asculte rugăciunile. Primul lucru pe care îl găsim în textul acesta este că s-a citit în fața poporului în cartea lui Moise. Citirea frecventă, repetată, cu mintea concentrată asupra lui, a cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, una din marile probleme pe care le avem și unul din motivele principale pentru care nu facem des reforme spirituale în viețile noastre este că nu ne îndeletnicim constant, consecvent cu citirea cuvântului lui Dumnezeu. Când citești cuvântul lui Dumnezeu și îți adâncești privirile în el, cuvântul acesta va ataca și va lovi acele părți din viața ta care nu se potrivesc cu acest cuvânt. Vă aduc aminte ce spunea apostolul Iacov. Să fim împlinitori ai cuvântului. Nu numai să ne uităm la oglindă și pe urmă, după ce am plecat din fața ei, să uităm îndată cum eram. Ce înseamnă de fapt citirea cuvântului Dumnezeu? Înseamnă să iau ființa mea așa cum arată ea și să-i fac o radiografie. Să mă duc în această oglindă a cuvântului lui Dumnezeu, să las cuvântul lui Dumnezeu să mă arate pe mine așa cum sunt eu, cu toate greșelile și scăzămintele mele. Vă propun o probă pe care eu am aplicat-o în viața mea în urmă cu câțiva ani și m-am îngrozit. A fost o circumstanță care m-a determinat să-mi pun o întrebare. Stimabile, care este un lucru de care te-ai pocăit în ultimii 5 ani? Pe care l-ai schimbat? Pe care l-ai lepădat? Spune un lucru pentru care ți-a părut rău și ai spus, Doamne, eu de lucrul ăsta mă pocăiesc. Stai, m-am gândit, stai, domnule, puțin. Eu sunt pocăit, eu sunt păstor, eu nu mint, eu nu fur, eu nu înjur, eu nu beau, eu nu fumez, eu nu... Foarte ușor ne putem găsi neprihăniți atunci când o luăm pe calea tradiției și zicem și noi, n-am spart casa nimănui, n-am dat în cap nimănui, n-am omorât pe nimeni și de aia ei nu vor să pocăiască, că n-au făcut aceste trei lucruri îngrozitoare. Însă, dintr-o dată, cuvântul lui Dumnezeu mi-a adus în atenție un lucru pentru care voi fi judecat în fața Domnului în ziua judecății. Cuvinte nefolositoare. Am spus, Domnule, dacă Dumnezeu mă va judeca și pentru cuvinte nefolositoare, mă va judeca nu numai pentru faptele rele pe care le fac, mă va judeca pentru faptele bune pe care nu le fac. Că dacă cineva știe să facă un bine și nu-l face, e un păcat lucrul acesta. M-am îngrozit și am spus, ori acum 5 ani, pe urmă am împins un pic mai departe granița, am spus, da 10, da 15, da 20. Nominal, te rog frumos, în momentul ăsta spune, uite, în urmă cu 20 de ani eu făceam treaba asta. Și pe urmă m-am pocăit și eu nu mai fac așa. Acum 5 ani, acum 10 ani. Fă proba asta în viața ta. Care e lucru despre care ai zis și memoria ți-l aduce înainte și spune, uite, te-ai pocăit de lucruri, știi că tu făceai așa și formă te-ai pocăit și nu mai faci lucrul ăla. Nu e așa că e îngrozitor că în ultimii ani ai vieții noastre de credință ne-am pocăit de prea puține lucruri și poate de nici măcar unul? Și atunci întrebarea logică este următoarea. Ori eu sunt nepocăit de foarte multă vreme că nu mă mai pocăiesc de nimic, ori am fost desăvârșit acum 10 ani și de 10 ani încoace eu sunt desăvârșit, poate Dumnezeu numai să-mi pună aripioarele și să zbor să merg în rai. Nu mai cape nimic în viața mea de pocăință. E vreunul dintre noi care poate să declare lucrul ăsta. Frate, eu în urmă cu 10 ani am ajuns la desăvârșire, la perfecțiune. Eu sunt mai tare decât Pavel, că a spus nu că am ajuns desăvârșit, dar uitând ce este în urmă, mă arunc înainte. Și eu nu mai trebuie să mă pocăiesc, eu nu mai trebuie să vin și să stau statuie în biserică pentru ca toți ceilalți să mă admire cât de perfect sunt eu. Eu am devenit un adevărat model umblător pentru biserică, toți trebuie să ajungă ca mine și apoi mergem în rai. Nu cred. Dacă cineva ar spune lucrul ăsta, cred că s-ar face de râs. Cred că nu l-ar crede nimeni. Scumpii mei, unul din motivele pentru care credinciosul modern nu
mai experimentează pocăința. Și nu mă refer doar la acea pocăință inițială prin care ieși din lume și intri în biserica lui Dumnezeu, dar acea pocăință permanentă prin care omori mădularele de pe pământ, prin care răstignești omul cel vechi cu poftele și patimile lui. Pentru că nu citim cuvântul. S-a ridicat o generație în bisericile Domnului de analfabeți din punct de vedere biblic. Știu lucrul ăsta. Ori de câte ori vine cineva la mărturisire, și mai ales din generația tânără, îi întreb cu privire la viața lor de rugăciune, cu privire la viața lor de citirea Scripturii, cu privire la frecventarea bisericii, cu privire la lucrurile care îl aduc pe om și îl expun aceste învățături și relații personale cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun că în toate cazurile în care oamenii ajung să se împiedice, să se potignească, să cadă, în majoritatea cazurilor, este vorba de o relație superficială cu Dumnezeu care nu incorporează acele lucruri care nu țin de activitatea noastră de creștin, țin de identitatea noastră de creștin. Iată, vă rog să observați ce se întâmplă ca să se ajungă la reformă. În vremea aceea s-a citit în fața poporului în cartea lui Moise și s-a găsit scris. În cartea aceasta vei găsi scrise multe lucruri. Și îți vei da seama că ai rămas în urmă cu pocăința în multe domenii. Cuvântul lui Dumnezeu este tăietor, e mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde adânc acolo unde uneori nu sunt păcatele cele mari care le găsești la suprafață și imediat te sperii și fugi de ele ca de curentul electric. Nu! Acolo, în adânc, unde sunt lucrurile, unde te întreb oare e sau nu e, că Biblia zice, feriți-vă de tot ce se pare rău. Sunt acele butoane ale conștiinței care o fac să fie foarte sensibilă la cele mai mici nepotriviri cu Scripturile. Vă aduc aminte că David, care era unsul lui Dumnezeu, a tăiat colțul mantiei unui lepădat. Împăratul ales de Dumnezeu, David, a tăiat colțul mantiei unui om lepădat. Și spune Biblia că atunci când a plecat de acolo, îi bătea inima foarte tare. Îi bătea inima foarte tare. Putea să-l omoare și să nu-l mustre conștiința. Că avea multe justificări. Spune, ăsta mă omoară. A încercat să mă țintuiască cu sulița de perete. Mă urmărește cu armate de mii de oameni, de ani de zile. Și eu sunt împăratul de drept. El e doar de fapt, pentru că el e pădat de Dumnezeu. Și știți ce face? Îi taie numai colțul mantiei ca să-i dovedească că îl putea omorâ și că l-avea în mână. Să-i arate colțul acela de mantie. Și numai pentru că a făcut atâta lucru, a început să tremure, să aibă palpitații. Vedeți ce conștiință vrea Dumnezeu să avem? Cum dezvolți o asemenea conștiință? O asemenea conștiință, un asemenea cuget, îl dezvolți stând aproape de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea venim la biserică, pentru ca să ne se citească și să ne predice, să ni se predice din Cartea Sfântă, pentru ca conștiința noastră să fie în permanență curățită de coaja aceasta pe care o pune lumea pe ea, de nu mai deosebim binele de rău. Deci ăsta este primul lucru care îl găsim aici în capitolul 13 din Neemia. Al doilea. Vedeți? Neemia s-a dus la împărat, dar după o vreme s-a întors. S-a întors să vadă ce se mai întâmplă la Ierusalim. Acum, întoarcerea aceasta a fost din punctul lui de vedere fizic, el s-a întors la Ierusalim. Să știți că uneori trebuie să ne întoarcem cu fața spre noi înșine, să ne uităm la noi. Vă aduc aminte ce spune Pavel lui Barnaba după prima călătorie misionară, au ajuns în Antiohia, acolo s-au dus acasă, între frați, au raportat ce lucrări extraordinare a făcut Domnul, dar Pavel n-are liniște și spune, Barnaba, hai să ne întoarcem înapoi la frații
care s-au mântuit dintre neamuri, să cercetăm bisericile, să vedem cum sunt frații, să vedem care e starea lor spirituală. Pavel îl trimite pe Timotei la Tesalonic, când erau prigoniți, să vadă în ce stare spirituală se află. Trebuie să existe o revizuire permanentă a stării noastre spirituale. Nu știu, aveți probabil o dată pe lună cina Domnului și poate că în prima duminică din lună, ce facem noi o dată pe lună când venim la cina Domnului? Ne întoarcem cu fața spre noi înșine, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă Neemia nu se mai ducea niciodată la Ierusalim? Doamne, să mă lase în pace. Le-am rezidit zidurile, le-am reinstaurat slujbele în templu și zeciuielile, am pus ziua Domnului la loc de cinste din nou, am îndepărtat străinii, mi-am făcut datoria să se descurce. Nu, s-a întors să cerceteze și să vadă cum mai stau lucrurile. Acum el s-a întors la Ierusalim, tu trebuie să te întorci în Ierusalimul tău, în ființa ta, în cetatea ființei tale și să vezi din nou cum stai cu rugăciunea, cum stai cu postul, cum stai cu cuvântul lui Dumnezeu, cum stai cu împlinirea lui, cum stai cu dragostea de frați, cum stai cu iubirea de oameni, cum stai cu lucrarea pe care Dumnezeu te-a chemat să o faci. Vedeți, una din marile probleme pe care le avem este că pe alții cercetăm. Dar nu ne mai cercetăm pe noi înșine. Și nu-i nicio greșeală să veghem unii asupra altora, da, după ce ne-am cercetat pe noi înșine, ca să nu ajungem ca farisei, care se ocupau de paiul din ochiul altuia și își cărau cu mare greutate bârna lor. Deci mai întâi trebuie să ne cercetăm pe noi, dar după aia nu-i niciun păcat și nu-i nicio greșeală și nimeni nu are voie să spună: băi, comuniștilor, ce vă interesează pe voi? Ce vă uitați? Nu vă uitați la mine. Ia lăsați-mă pe mine în pace. Păi e datoria fraților să vegheze unii asupra altora. Să nu se bage nimeni în viața mea. Ba da! Trebuie să ne cercetăm unii pe alții. Trebuie să ne cercetăm pe noi înșine mai întâi și apoi unii pe alții. De ce? Pentru că trebuie să veghem, să ne îndemnăm la fapte bune, să ne îndemnăm la o permanentă pocăință. Asta a făcut Neemia. S-a citit cartea, s-a întors, apoi, în al treilea rând, vă rog să observați ce spune aici cuvântul Domnului, versetul 7, să mă întorc la Ierusalim și am văzut răul pe care îl făcuse Eliașib. Dragii mei, sunt oameni care nu mai văd răul. Sunt oameni care nu mai au capacitatea de a deosebi între bine și rău. Și haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului în epistola apostolului Pavel către evrei, probabil câteva versete asupra cărora credincioșii nu mai stăruiesc așa de mult. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Din capitolul 5, de la versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare, prin a o folosi ca să nu ruginească, nu? Să deosebească binele și răul. Dragii mei, sunt foarte mulți credincioși în stare infantilă. Și eu îi recunosc în două feluri. Credincioșii pe care, dacă intri puțin în adâncimea scripturilor, îi doare capul. A venit odată o soră și mi-a spus: frate, joi seara la studiile biblice, vă rog să mă credeți, am niște dureri de cap îngrozitoare. Dar de ce, soră, luați un Tylenol, luați... A, nu, 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 nu. Eu nu pot pricepe nimic din ce se spune aici. Acum, dacă ea era, dacă toți nu pricepeau, era o problemă cu predicatorul. Dar dacă mulți pricepeau și unii nu,
există o stare diferită de raționament spiritual. Sunt oameni cărora nu le pot spune decât că Iisus e bun, că Domnul e bun, că iartă, că e plin de dragoste, că primește, că îmbrățișează. E bine, dar nu e suficient. Trebuie să crești. Vedeți, Petru vorbește cu oamenii întorși de curând la credință și le spune să doriți laptele duhovnicesc ca să creșteți. Dar și copiii noștri când sunt bebeluși, le dai lapte și te bucuri că cresc. Dar dacă copilul a ajuns la vârsta de 15, de 20 de ani și nu poate să bea decât lapte, te îngrijorezi, te sperii. Ori ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei. E foarte important ca un credincios să devină matur, să poată deosebi binele de rău. De ce? Pentru că sunt unii credincioși pe care trebuie să-i tragi toată ziua de mânecă și să le spui, măi frate, și sunt lucruri elementare, frați și surori. Sunt oameni care nu pricep, dar de ce să vii toată ziua bună ziua la biserică? Am întâlnit, vă rog să mă credeți, am întâlnit oameni care au spus, domne, voi pur și simplu ne opresați, domne, păi ne chemați duminică dimineață, ne chemați duminică seara, ne chemați la rugăciune, ne chemați la joi, ne-ați nebunit, domne, dar cât vreți, domne, noi să stăm în biserică? Și mă uit la ei și îmi dau seama, sărmanii, și-au mâncat biberonul și pe urmă vrea să-l lași în pace. Nu mai poate. Au obosit. Păi credincioșii din biserica primară erau așa de îndrăgostiți de Domnul și de părtășia cu Domnul că Biblia spune că se adunau în fiecare zi și nu le era prea greu. Dragii mei, când te uiți la lumea din jurul tău, ce vezi? Știi ce s-a întâmplat cu Lot în Sodoma și Gomora? Își chinuia sufletul pentru că vedea răul în toată răutatea lui. Când te uiți la lumea din jur, ce vezi? Un oraș frumos, un oraș impunător, un oraș, o metropolă cu milioane de locuitori, potențial de afaceri, de realizări, sau vezi o lume îngrozitoare în care cele mai nenorocite păcate au ajuns să fie celebrate și ridicate la rang de lege și sunt impuse prin lege? Și atunci mai poți să stai liniștit? Te mai poți uita la lumea asta cu ochelar roz și să spui ce lume frumoasă? Nu, e o lume pe care Dumnezeu în curând o va pedepsi și o va face ghemotoc. Neemia a venit și a văzut el zidurile, că doar le-a văzut și când a plecat. A văzut templu, a văzut că erau restaurate foarte multe lucruri. Dar știți ce a făcut când a făcut o inspecție a templului? A văzut o cămară și a spus, ce e asta aici, domnule? Ce sunt lucrurile astea? Ce legătură au lucrurile astea cu templu? Păi sunt boarfele lui Tobia. Păi ce caută boarfele lui Tobia în cămara templului? Ce cu zdrențele astea aici? Dar stai, nu trece lumea pe acolo, e închisă, e la o parte, e într-un colț, e undeva într-un loc secret. Nu știe nimeni, nu vede nimeni. Păi dacă noi avem o relație reală cu Dumnezeu și relația noastră cu Dumnezeu e reală, păi noi nu ne mai interesează dacă ne prinde păstorul sau nu ne prinde păstorul. Pentru că noi știm că privirea lui Dumnezeu depășește puterea privirilor omenești și ne vede în locurile ascunse în care suntem. Există tendința aceasta a oamenilor atunci când au făcut o prostie sau, hai să zicem, numai s-au împiedicat și au căzut pe jos. Eu am pățit toată, am văzut toată o treabă de asta. Eram la geamul de la etaj al casei și mă uitam jos. Era o dimineață așa plăcută de primăvară și am văzut un domn care venea pe trotuar. Îmbrăcat bine, într-un pardesiu, cu o geantă, se vedea că e un om important. Acum, din cauza că s-a mișcat puțin asfaltul și s-a ridicat un pătrat de asfalt mai sus, săracul n-a văzut, a dat cu vârful pantofului în el și cât era de mare și de elegant, s-a dus pe burtă. Am tresărit, că nu m-am așteptat. Acum ce era să fac eu, că era geamul închis, dar l-am văzut și m-am uitat la el să văd ce face. A obidit săracul, s-o fi julit, s-o fi lovit, s-a ridicat, s-a scuturat și a luat geanta de pe jos. Primul lucru, s-a uitat să vadă de ce a căzut. Și a văzut de ce s-a împiedicat. Că a fost o surpriză pentru el, nu? Că dacă vedea, nu s-a împiedicat.
Și după aia ce crezi că a făcut? A început să se uite de jur împrejur să vadă cine l-a văzut în poziția aceea jenantă. Problema e că eu eram un pic prea sus. Și în sus nu s-a uitat, că dacă se uita în sus, mă vedea la geam. Acum, sincer să fiu, am păcătuit un pic, am râs, că a fost foarte caragios, dar am și învățat o lecție. Știți care e lecția? Ne uităm de jur împrejur și plecăm mai departe liniștiți că nu ne-a văzut nimeni. Hainele le putem schimba, însă e unul sus care ne vede. Și pentru că El ne vede și noi trebuie să ne vedem și să vedem răul, să vedem ceea ce este rău. Acum, n-aș vrea să împing argumentul acesta la nivelul unora care văd numai răul. Vin la biserică și văd numai răul. Se uită la frații lor și văd pe toți răi. Cuvântul lui Dumnezeu nu la asta se referă. Prima dată trebuie să vezi răul din viața ta. Și dacă vezi ceva rău în viața altuia, Biblia are prescripții și pentru aceasta, are o rețetă foarte bună. Să te duci cu Duhul blândeții, să-l înveți, să-l îndemni și să te rogi pentru el. Dar noi trebuie să facem deosebirea între bine și rău. Acum, s-a citit cartea, s-a întors, a văzut și nu-i de ajuns. Zice Neemia, mi-a părut foarte rău. Dragii mei, un credincios când vede răul îi pare foarte rău, îi pare rău de răul din viața lui, îi pare rău de răul din viața altora. Dragostea, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu se bucură de rău și nu se bucură de nelegiuire. Nu se gândește la rău, nu vrea răul. Între dragoste și rău nu există nicio legătură. Și cum să tratăm noi răul? Să ne pară rău când vedem rău. Să ne pară rău când vedem rău. Este această stare de căință. Asta a făcut Neemia. Asta a făcut Daniel când s-a uitat la starea întregului popor și a venit cu regret și cu lacrime înaintea lui Dumnezeu și s-a căit pentru ei toți. Și a spus, merităm să ni se umple fața de rușine. Trebuie să recunoaștem că sunt unii oameni cărora le pare bine atunci când văd ceva rău. Eu am pățit o treabă din asta când eram copil, îmi plăcea să cânt la acordeon. Și probabil că eram nostim. Eram copil mic și mă puneau să cânt în biserică. Nu știu cât de bine cântam, mi se părea că cânt foarte bine. Dar, mă rog, îmi puneau acordeonul și mă duceam să cânt câte o cântare. Și era fata lui fratele Săveanu, care recita poezii. Ea recita poezii, eu cântam cântări. Și fata lui fratele Săveanu era un om foarte dur, sever, strict, nervos. Trebuia să recite poezii foarte lungi și perfect, sărmana fată. Și era un pic de concurență. Era un pic de concurență. Că eu credeam că eu cânt mai bine decât ea recită poezii. Odată i-am spus lui taică-meu, dar unde găsești eu o cântare așa de lungă? Sta asta 5 minute în fața bisericii și eu în 2 minute am terminat cântarea. Ce crezi că s-a întâmplat? Într-o duminică, sărmana fata a recitat o poezie și după a 5-a, 6-a strofă s-a încurcat. A încercat să o ia de la capăt, n-a mai ajuns până la 5-a strofă, că la 2-a s-a încurcat. A mai făcut că fratele Săveanu s-a învinețit de supărare și pe când a coborât, i-a obidit acolo de la locul de unde recita, zice, vezi tu acasă. În duminica aia am cântat și eu și am cântat perfect, am cântat bine, nu m-am încurcat. Și în sinea mea am dezvoltat așa o stare de superioritate și am zis, băi, ce bine că s-a încurcat asta, că tare mândră era. Peste câteva duminici am fost pus din nou să cânt. Acum deja eram foarte încrezător. Și nu vă spun că pe la strofa a doua mi s-a blocat memoria, maică mi-a insistat că eu atunci când cânt să cânt din memorie, să nu mă duc cu hârtia în față. Și sărmana fată s-a încurcat la o poezie de probabil vreo 20-30 de strofe. Eu aveam o cântărică de vreo 3 strofe. Și la a doua strofă am uitat complet.
Am cântat-o cu acordeonul, uitându-mă roșu la față, caracu, la biserică, dar am făcut ca fratele ăla, care dacă n-a putut să umble pe apă, a trecut cu șoșonii până în partea elaltă. A luat apă la galoș, dar nu s-a oprit. N-a putut să umble pe apă, dar s-a dus până în partea ailaltă prin apă. Și eu am terminat cântarea, m-am dus obidit la loc și spre casă maică mi-a spus: „Auzi, știi de ce ai greșit?” „De ce?” „Pentru că data trecută când a recitat fata lui Săveană poezia, cam cu bucurie ne-ai spus într-un sâr că ai făcut ce a greșit.” Dragii, acum eu eram un copil. Dar am văzut de multe ori între formațiile bisericii concurență. Un dirijor se bucură când la altul nu-i merge așa de bine. Am văzut atitudinea asta între predicatori. La unul îi place când predica lui e mai lăudată decât a altuia. Am văzut chestiunea asta între pocăiți și mi se pare așa o durere extraordinară. Păi, fraților, când unul vine în față și se încurcă, că suntem oameni și Dumnezeu ne mai smerește, păi toată biserica e smerită, ar trebui toată lumea să sufere și să-i doară că s-a greșit o cântare sau o poezie. Să ne bucurăm de rău, de lucrurile mai puțin decât excelente care se întâmplă în jurul nostru. Sau auzim de căderea cuiva și spunem: „Bine i-a trebuit.” Nu. Nu. I-a părut rău. Nu i-a părut bine, i-a părut rău. Și când vedem păcate în jurul nostru, n-ar trebui să ne ducem să le confruntăm cu o altă atitudine decât o părere adâncă de rău pentru sufletul omului, pentru viața omului, pentru viitorul omului veșnic. Apoi un alt lucru, și aici e intransigența omului care face reformă în viața lui. Spune: „Mi-a părut foarte rău, dar acum, după ce i-a părut rău, trece la fapte și fapte destul de dure. Am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia.” Ceea ce îmi place că nu le-a împachetat, nu le-a scuturat, nu le-a luat, a dat cu ele de-a zvârlita. Asta înseamnă le-a aruncat. Să știți că lucrurile rele din viața noastră nu se împachetează frumos și nu se duc la, nu știu, noi avem Salvation Army și acolo ducem lucrurile vechi și care nu ne mai plac. Să știți că păcatele trebuie atacate cu violență în viața noastră, trebuie să existe o ruptură. Spune Pavel în Tit: „Și harul lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea.” Este o atitudine de brutalitate față de păcat. Noi avem tendința să tratăm cu multă indulgență păcatele din viața noastră și am inventat o groază de termeni, și de noțiuni ca să-i definim. Scăzăminte, ați auzit de scăzăminte? Greșeli, minusuri, slăbiciuni. Știu că sunt slăbiciuni, scăzăminte, greșeli, dar și astea trebuie date de-a zvârlita, și astea trebuie ca zvârlite. Trebuie corectate și uneori cu brutalitate, că știți ce se întâmplă? Uneori de cărligele astea mai mici scăpăm mai greu. Uneori de cărligele astea mici scăpăm mai greu. Trebuie să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Firea pământească nu se supere chiar așa de tare dacă o aduci la biserică și o ții 2 ore și pe urmă o lași în pace. Știți ce o doare pe firea pământească? O doare atunci când îi arăți crucea lui Iisus Hristos și spui: „Locul tău este acolo în piroane.” Ea vrea să o tratezi cu indulgență și cu blândețe. S-a citit cartea, s-a întors, a văzut, i-a părut rău, a aruncat afară. Apoi, nu-i suficient că ai aruncat din viața ta un lucru rău. Biblia spune, a poruncit să se curățească. Ceea ce face Cuvântul și Duhul Sfânt în viața noastră, purifică viața. Știți cum? Purifică mintea. Orice lucru rău pe care îl facem cu fapta, înainte să-l facem practic, îl facem cu mintea. Pentru că ispita zămislește la nivelul gândirii și acolo începe comiterea păcatului. După aceea devine o realitate. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne curățim, să ne protejăm mintea și să o curățim de toate lucrurile rele. Și acum aș vrea să închei, că e timpul și așa înaintat. Nu-i suficient să faci lucrul ăsta. Ai citit carte. Te-ai întors spre tine însuți, te-ai cercetat, ai văzut ce e rău. Îți pare rău și te căiești și plângi.
Arunci acasă, afară, cu brutalitate lucrurile rele. Îți speli și îți curățești mintea. În cuvânt, în mărturisire, în rugăciune. Și nu-i de ajuns. Ascultați. Apoi am pus iarăși în ele, în odăile acelea, uneltele casei lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă cu o casă curățită, împodobită, dar goală? Duhul a plecat în locuri pustii, dar după o vreme vine să vadă ce se întâmplă acolo. Și dacă e goală, de data asta nu mai face imprudența să ducă singur, că își dă seama că nu are destulă putere, se duce mai aia 7. Și starea de pe urma casei e mai rea decât cea din tâi. Tu trebuie să înlocuiești locurile acelea cucerite de cel rău în viața ta. După ce te-ai mărturisit, ai plâns și ai scăpat de legătura aceea. Înlocuiește ora aceea pe care o petreceai într-un mod necuvincios și departe de Dumnezeu, înlocuiește-o cu ceva sfânt, cu ceva duhovnicesc, cu o preocupare pe care ai neglijat-o în ultima vreme. Pune înapoi uneltele casei lui Dumnezeu. Umple viața ta de preocupări sfinte. Diavolul caută acele locuri goale. L-a căutat pe David pe terasa casei atunci când ar fi trebuit să fie cu armata la război și el a stat în vacanță. Și a venit diavolul și l-a agățat în păcatul vieții lui. Și ce consecințe tragice a avut acest păcat în viața lui. Haideți să ne umplem ființa și viața de lucruri sfinte, de preocupări sfinte, de uneltele casei lui Dumnezeu. Să fim vigilenți și dacă trebuie, și probabil că trebuie din când în când, și probabil că trebuie destul de des, haideți să urmăm acești pași ai unei reforme spirituale în viața noastră. Cu cât vom face mai des lucrul acesta, cu cât vom fi mai aproape de Domnul și mai pregătiți pentru eternitate. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.